Bună, dragii mei, bună sufletele frumoase! Vin în această seară către voi cu etalarea pentru luna iulie, pentru toți cei cu soare, luna ascendent în scorpion. Bun, haideți să vedem, facem o cruce celtică. O să extrag eu cărțile de data aceasta. Știu că nu este ceva obișnuit la mine, de obicei eu le las să cadă, dar pentru că am ales să fac această cruce celtică am nevoie de câte o carte, adică nu vreau prea multe cărți pentru că o să iasă un talmeș balmeș. Iar atunci când le lăsăm să cadă, na, câteodată mai cad două, trei și o să-mi iau o noapte întreagă să termin citirea. Bun, <gură> glumesc. Bun, dragii mei, o să lucrăm și cu două pachetele de oracol, adică mai multe, dar la început, și să vedem energia voastră generală să vedem ce, ce se întâmplă. Evenimente importante pentru luna iulie. Ia să vedem. Oh, cred că unii dintre voi aveți de, fa de a face cu un drum. Aveți de făcut un drum, o călătorie. Ok, un schimb de daruri am văzut acolo. Hai să vedem. De aici, oh, dar sunt multe, nu pot să le iau pe toate. Ce e aici? Un tank. Bun, ce avem? cunoaștere, cunoaștere adâncă. Vreți să știți mai multe, sunteți în căutarea unui răspuns, aveți, sunteți persoane pline de înțelepciune, cel puțin în această perioadă, așa arătați că aveți foarte multă înțelepciune. 43, dacă vă spune ceva, nu știu, 4 cu 3, avem o 7, deci automat Mă gândesc că sunteți persoane foarte intuitive, dar și numărul 7 este numărul carului. Mă duce cu gândul la car, deci o călătorie, e clar. Bun, hai să vedem un drum, o călătorie care trebuie parcursă. Adevărul, vreți să știți adevărul, uite. Vreți să știți? În ambele cărți mi-arată că doriți să știți adevărul, 43 și 44. Uh, adevărul despre ce? Că nu știm despre ce? Vreți să știți voi adevărul? Vreți să știți adevărul despre o anumită persoană? Sau aveți voi aici o situație? Hai să vedem ce adevăr vreți voi să descoperiți, scorpioni. Ok, o să tai cărțile. Îmi cer scuze, câinele sforă, e, n-am ce să fac, nu știu dacă voi l-auziți, dacă l-auziți, chiar îmi cer scuze. Bun, hai să vedem ce avem pentru voi. Bine, eu le pun un pic calandala, dar așa fac eu. <laughs> nu spre organizată. <laughs> de fel. Hai să vedem ce avem la capăt. Regele de spade și turnul și îndrăgostiții. O, cineva... Aici e o răcire în sentimente. Poate fi și o alegere făcută de cineva foarte rațional, care nu, nu prea pune suflet în alegerile pe care le face, nici măcar în dragoste. Cu turnul aici la capăt e posibil să fie vorba și de o despărțire de un abandon al cuiva, de o despărțire mai repede sau cineva v-a șocat prin alegerea pe care a făcut-o. Ați rămas așa un pic șocați. vă și o încheiere totuși pentru unii dintre voi. Sau o distanță. Bun, hai să vedem. Ce avem? Cum sunteți voi? O Optul de, de pentacule. Multă, multă muncă. Să tui de muncă până peste urechi. Muncă și iarăși muncă. Sau, în alte cazuri, lucrați foarte intens la un proiect pe care vreți să-l terminați până în luna iulie, până la sfârșitul lunii, vreți să încheiați acest proiect, vreți să terminați. Uh, ce vă blochează? Oh, cineva nu prea comunică. Poate că o balanță aveți aici de a face. Cineva nu prea comunică, cineva nu vede situația așa cum o vedeți voi, cineva vă împiedică să în proiectul ăsta să-l duceți la bun sfârșit, cât mai rapid, sau nu vrea să vă ajute, mai poate fi și asta că cineva nu vrea să vă ajute, că nu vede potențial în ceea ce voi faceți, că este împotriva muncii sau poate că aveți de a face cu o persoană mai lene și așa, un pic. Iar voi sunteți foarte puși pe lucru ceva de genul, în trecut, ce apare în trecut, șasele de cupe, șasele de cupe, o relație de suflete gemene, de suflete pereche, mai bine, repede ar spune, sau nostalgie. Ați avut o perioadă în care v simți simțit nostalgici, aia mă bâlbâi, nostalgici, v-ați simțit, uh, uh, ați vrut să vă întoarceți la copilărie, ați vrut să vă întoarceți la o perioadă, Poate vă e dor de cineva, poate a fost un dor acolo, poate nu știu. Ok. Sau poate fi vorba despre un copil sau copii. Bun. În mod conștient. În mod conștient voi. Vă tot gândiți că ați pierdut o ocazie. Că ați pierdut ocazia. Sau așteptați momentul potrivit să se întâmple ceva. În alte cazuri, pur și simplu ați pierdut trenul, cum s-ar spune. Ați pierdut o ocazie și vă tot gândiți la ocazia aia pierdută. În mod subconștient, asul de spade. Da, cineva nu comunică și vă tot gândiți de ce nu comunică, de ce nu există comunicare, de ce persoana aia nu, nu vrea să comunice cu voi. O dezamăgire aveți în... În plan conștient. Ok, ce apare în viitor? Uite că în viitor vine ceva frumos, aveți sau o, vă conectați cu natura foarte bine, în viitor creșteți în ochii tuturor, um, sunteți o persoană de succes, um, începeți să vă iubiți mai mult pe voi. În unele cazuri poate apărea o sarcină. să mai vine și cu sarcină, acum depinde pentru o mică parte dintre voi, dar poate apărea și o sarcină. Um, împărăteasă e frumos aici în viitor asta, adică apare o creștere din partea voastră doamnelor în special în cazul în care sunteți un domn, descoperiți sau vă veți întâlni cu dragostea vieții voastre, veți fi fascinați de o anumită persoană de o femeie care o să vă fascineze în adevăratul sens al cuvântului sau, na, împărăteasă e o carte foarte bună, e creștere abundență Bun. Zecele de pentacole. Aici culegeți roadele. Culegeți roadele. Sau poate că o reuniune de familie în unele cazuri. Un câștig. Un... Zecele de pentacole e bun. E o carte bună. Acum, dacă vorbim pe plan sentimental, <coughs> uh, ne vorbește despre o stabilitate, despre o situație foarte bună, despre o reușită. Și uite, aici este și semnul vostru o reușită. Parcă descuiați un sertar uh, al abundenței, parcă primiți o moștenire, parcă primiți bani în urma unei vânzări importante sau ceva de genul ăsta, nu știu, dar e un profit aici. Bun, hai să vedem. O, oleu, aici ce este? Patru de pentacule, patru de pentacule. Mm -hmm. Păi se pare că profitul ăsta care îl primiți... Uh, vă bucurați de el, aveți un profit destul de mare, dar ceilalți din jur vă consideră un pic zgârciți sau uh, cineva din exterior poate că nu vrea să... Aici e o chestie de bani, e foarte mult legat de bani la voi. Parcă, nu știu, cereți cuiva ajutorul și persoana aia nu vrea să vă dea ajutorul sau e cineva din, uh, din exterior, care vine cu urmă de zgârcenii, așa să zicem. Parcă ați vrea să cheltuiți totuși niște bani și persoana aia nu vă lasă sau nu știu, e aici o chestie care cineva ține de bani. Cel puțin de o parte din banii ai voștri, cineva îi pune deoparte. Hai să vedem mai departe. Frica sau speranța? pe păi avem șaptele de băte, păi văd cam, sunteți precauți. Vă creați granițe personale, uh, ce al vostru e al vostru, sunteți cumva singuri împotriva tuturor aici, cam așa îmi pare, parcă vă luptați cu toți din jurul vostru sau vă e frică să nu creați un conflict sau vă e frică să nu intervină nimeni în ceea ce vreți voi să faceți, nu aveți nevoie de rival sau în perioada următoare. Și aici ce reușiți să faceți? Să vă ascultați intuiția și ăsta e un lucru foarte bun. Vă ascultați intuiția și păstrați un secret în unele cazuri sau în alte cazuri aflați un secret. Și știți ce e interesant? Pentru că aici iarăși avem o bufniță, aici avem o bufniță. Indiferent în ce situație vă aflați, aduceți-vă aminte să tratați orice fel de situație cu diplomație, cu înțelepciune, adică să vă temperați. Am văzut și temperanța undeva unde am văzut-o. Cred că aici, da, moder, da, așa să vă moderați în tot ceea ce faceți. Să încercați să nu mergeți spre extreme. Văd foarte multă stabilitate la voi. Asta e clar. Aveți parte de stabilitate, aveți parte de lucruri frumoase, văd și foarte multă muncă, dar cu rezultate frumoase, adică nu este o muncă inutilă. Munciți, dar aveți și rezultate. Asta nu e o problemă bănuți foarte bine pe plan financiar, în dragoste sunteți apreciate doamnelor sau cel puțin în viitorul apropiat veți fi foarte apreciate de cineva prin ochii cuiva în ochii cuiva sunteți deosebite sunteți foarte frumoase foarte atractive pentru că împărăteasa vine cu energie superbă Bun. și îmi place că vine în viitorul apropiat adică nu, nu e energia trecutului sau... Nu. Bun, hai să și clarificăm. Hai să vedem ce avem aici. După ce regretați voi aici. Voi încă sperați la ceva. Nu știu la ce sperați, că avem patru de cupe și steaua. Ori sperați să vă vindecați, ori v-ați vindecat deja după acea persoană, sperați după o persoană, poate în unele cazuri, dar încă mai sperați acolo ceva. Încă mai există speranță în sufletul vostru și părere de rău în același timp, că ați pierdut ceva. Am ți sforei câinele meu și nu-l pot opri, n-am ce să-i fac. Ia să vedem, șasele de cupe. O, zecele de cupe, da, în trecut voi ați fost fericiți cu cineva sau ați trăit o bucurie așa care nu e ușor de uitat. Din când în când tot vă aduceți aminte. A trăit ceva frumos aici cu șase și cu zecele de cupe, voi ați trăit fericirea aia supremă. Și nu e, nu e ușor de uitat. Uh, dar se pare că ceva, ceva acolo aveți voi o oarecare dezamăgire. Poate că în unele cazuri persoana asta e la distanță de voi, că steaua, sau poate că e o persoană publică, poate că e cineva greu de atins, nu știu cum să zic. Pentru că totul steaua, e greu să ajungi la o stea, e greu să persoana asta îmi pare. O persoană care vorbește în public sau e ceva aparte cu persoana asta. Hai să vedem. Cei cu munca asta aici, pe capul vostru. Șaptele de băte. Oh, aveți tot felul de acuzații din partea cuiva că munciți mult sau poate că uh, aveți niște dușmane aici care vă dușmănesc, așa pentru faptul că sunteți capabili sau capabile să faceți mai mult decât ei și atunci parcă cineva e împotriva muncii voastre parcă cineva împotriva efortului pe care voi îl depuneți. Hai să vedem. Doiul de spade. Cine nu comunică aici? Cine? O, regele ăsta de spade care l-am văzut și aici la capătul pachetului. Cineva este foarte rece în sentimente. E rațional, e rece. Ia să vedem asul de spade. Cu ce vine asul de spade? Împărăteasa, wow! Împărăteasa, voi vă știți valoarea, voi vă știți valoarea, voi știți că meritați mult mai mult. În plan subconștient, cumva, voi vreți acest succes, nu spuneți nimic deocamdată, dar. Sau poate fi o sarcină, aveți grijă că poate fi și o sarcină și voi simțiți asta. Dar. Um, pentru marea majoritate, voi știți ce valoare aveți, voi vreți să fiți apreciate la adevărata voastră valoare, doamnelor, iar persoana asta cu care voi aveți de-a face se poartă destul de rațional și destul de rece cu voi. Nu este exact ceea ce vreți voi. Să nu uităm că scorpionii sunt foarte pasionali, iar cu regele ăsta de spade voi nu prea aveți ce face, pentru că aici nu este pasiune deloc, persoana asta nu comunică, uite are spada lăsată în jos, este pasivă, uh, nu pare să fie atrasă sau atrasă de voi, uh, cel puțin așa vedeți voi lucrurile, vedeți că nu acționează în niciun fel, că nu, nu vă simțiți atractivă în ochii acestei persoane și v-ați dori acel lucru. Poate că aveți de-a face cu un vărsător, având în vedere că avem și steau aici, unii dintre voi, nu toți. Buni. Bun. Hai să vedem: cei cu împărăteasa în viitorul apropiat, 9 de băte. Ați cam obosit. Uh, ați cam obosit aici. Și problema este nu că ați obosit. Faza este că voi tot încercați să atrageți atenția acestei persoane care vă ignoră pur și simplu. Adică părătea asta, ce încercați să faceți? Aici sunt două variante. Hai să le spunem pe ambele. părătea și 9 de băte. Uh, poate că încercați să atrageți atenția persoanei ăsteia prin a vă aranja în permanență, a vă da foarte multă atenție, a nu știu, tot timpul sunteți atente, doamnelor, la cum vă îmbrăcați, cum ar, vă aranjați, cum nu știu ce, doar-doar îi atrageți atenția acestei persoane și această persoană rămâne rece cumva și asta vă irită și vă enervează la maxim. În alte cazuri e posibil să fie vorba de o sarcină, cum am mai zis. E posibil să fie vorba de o sarcină și atunci vă simțiți destul de epuizată și de greu. E greu. Bun, hai să mai vedem ce mai avem aici. Turnul peste... Oh, Da, turnul poate fi și bun și rău. Majoritatea cazurilor vine cu o veste proastă, dar având în vedere că vine cu un 10 de pentacule, este posibil să vă surprindă acest câștig sau să vă surprindă ceva. În alte cazuri, e posibil să cineva să vă, nu știu, să vă diminueze venitul sau să fiți siguri sau sigure că voi meritați atât și atât și că încolo să primiți mult mai puțin în urma unei E ca și cum vreți să vindeți o mașină, să zic, vă dau un exemplu, vreți să vindeți o mașină, voi sunteți 100% sigur că mașina e valorează atât, iar când mergeți cu ea la piață să o vindeți, dați peste niște șnapane acolo care vă dau mult, mult mai puțin decât considerați voi și rămâneți foarte, foarte surprinși sau surprinse, ceva în genul ăsta. Dar să sperăm că este partea pozitivă când turnul vine ca o surpriză, ca și cum, wow, e un câștig frumos. Bun, cei cu exteriorul ăsta cine? Oh, uh, da. Prințesa de spade. Hm. Prințesa de spade. Și asul de pentacule. Aici e o afacere încheiată cu cineva. Aveți grijă la acte. Aveți grijă ce acte semnați. În cazul în care vreți să luați un împrumut, și asta mai poate fi, dacă vreți să luați un împrumut, împrumutul acela vi se acordă cu ușurință, dar aveți grijă ce semnați, aveți grijă, citiți cu atenție ce scrie micuț acolo, mic, 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 pentru că vă bucurați la început, dar apoi o să vă surprindă cât de mult va trebui să dați înapoi sau cât de... vă simțiți furați cumva din cauza unei neatenții ceva în genul ăsta. Dar v-am zis, există și o variantă bună și o variantă rea. Acum nu știu, pe amândouă le simt destul de puternic. Asul de spade. Da, vedeți? Stați cu ochii în patru și clarificați-vă în cazul în care aveți o afacere de făcut sau niște bani de primit sau ceva de genul ăsta. Undeva este o scurgere undeva este o scurgere. Și dacă este, să zic, că aveți un câștig, tot cineva vă ia niște, o parte din câștigul ăla. Ceva în genul. Hai să vedem. Șaptele de bâte. Prințul de cupe. Au, prințul de cupe. Aici cineva, voi sperați ca cineva să vină către voi. Cu ofertă, exact cum am văzut eu aici pentru unii dintre voi sau unele dintre voi, faptul că încercați să atrageți atenția acestei persoane, iar această persoană momentan văd că tot vă ignoră și ceea ce sperați voi, că aici este în poziția speranțelor sau a fricii, Sperați ca această persoană să-și moaie sufletul și să vină să fie mult mai romantică, să fie mult mai dulce, să vină așa cu iubire către voi. Voi vedeți viața cu totul diferit față de această persoană. Această persoană se pare că are cu totul alte principii și e mult mai atent pe nu știu pe ce, pe altceva. Pe muncă, pare. Pe muncă, pe alte chestii, dar nu pe voi. Bun. Oh, nu știu ce s-a întâmplat acolo, sper că nu s-a închis. Nu. Bun, hai să vedem. Marea preoteasă. Cu ce vine Marea preoteasă? Cu nouăle de pentacule. Vedeți? Pe plan financiar se pare că aveți un succes, totuși. Mie mi este aici o reușită, pe plan financiar. Dar ar fi bine să țineți secret acea reușită, într-un fel sau altul ar fi bine să o țineți secret. Și de ce? Ia să vedem. De ce trebuie să o ascundeți? De ce? Pentru că sunt dușmanii jurul vostru, că i-am văzut de la început. Sunt persoane care nu chiar vă vor binele. Nebunul. Dacă vreți să începeți un nou proiect sau vreți să începeți ceva nou, aveți de gând să începeți ceva nou, e bine să țineți secret ceea ce vreți să începeți. Și împăratul, da, 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 veți ajunge departe, dar totul trebuie ținut secret. Dacă nu, cei din jurul vostru vor încerca să vă stopeze. Cum, necum, vor încerca să vă pună bariere. Și aici, uite, a picat un șase de cupe. Tângiți încă după cineva din trecutul vostru, încă tânjiți. Vă șase lăsa de cupe, văd că în trecut ați avut parte de multă, multă fericire. Pe plan sentimental, poate că de aceea și aveți regret, ăsta aici, pentru că voi în mintea voastră aveți pe cineva. Cineva care v-a tratat cu fo foarte multă dragoste, cu empatie, cu total diferit de ce se întâmplă acum. Bun, haideți să vedem ce apare în dragoste. Ce apare în dragoste? Claritate și atracție între voi și cineva. Claritate și atracție. apare în dragoste. Vis. Voi visați măi la ceva frumos. Voi sperați și vă văd singuri pe unii dintre voi. Tentație și sincronicitate. Sunteți tentați într-o oarecare măsură sau tentate de cineva din jurul vostru sau poate că vedeți ceva frumos. Poate că vă uitați la un film, de exemplu, și vedeți acolo o poveste frumoasă de dragoste și voi nu aveți parte de așa ceva acum în Perioada următoare, și atunci uh, visați la, la o poveste frumoasă de dragoste, pentru că asta is, apare în speranțele voastre, în ceea ce voi doriți. Da, poate că persoana de lângă voi nu știe să ofere, uh, nu, nu e o persoană caldă, o persoană care știe să ofere, care, care să ofere dragostea de care voi aveți nevoie. Bun. Hai să vedem un sfat pentru voi, dragi scorpioni. Poate că ar trebui să discutați cu această persoană, să explicați că voi aveți nevoie de mai multă afecțiune, că e prea rigidă sau e prea nu știu cum, că aveți nevoie de atenție, că voi simțiți, nu știu, poate că ar trebui să deschide subiectul pentru că persoana asta nu-i proastă. Vedeți voi, regele de spade este rece, este rațional, dar nu-i prost. Și e foarte receptiv în momentul în care simte pericolul, pentru că aici este un fel de pericol cu turnul ăsta. Adică, uite și cu îndrăgostiții, uh... regele de spade e o persoană inteligentă, de obicei, și știe să-și folosească aturile. Eu nu spun că... Persoana asta nu știe cum să iubească, doar că nu e obișnuită să iubească în felul ăsta, al vostru. Dar nu înseamnă că nu are sentimente, pentru că nu văd să existe aici triunghiuri sau mai știu eu ce. Nu, ci pur și simplu persoana asta nu-i stă în caracter să fie pisicoasă, așa cum poate că voi vă doriți în această perioadă. Bun. Și atunci. Poate că ar trebui să-i atrageți un pic atenția sau să purtați o conversație sau să. nu știu, să-i spuneți, să trageți un pic de urechi. <laughs> Zic și eu. <laughs> Ia să vedem. Uite, voi aveți o putere magică, voi aveți ceva aparte. Aveți încredere în voi pentru că aveți împărătea de două ori. Aveți încredere în forța voastră proprie. proprie. Uh, productivitate mai mi-apare aici dacă ai de gând să faci ceva du-te până la capăt nu te opri sau dacă ai început un proiect sau ai început ceva, nu te lăsa bătut, nu știu ce faci tu aici că ceva faci, dar vei avea un succes îți apar niște bani de unde, de neunde, nu știu Fii mulțumit cu tot ceea ce ai fost binecuvântat deci cumva tu e puterea ta cumva să schimbi dacă nemulțumirea asta pe care o simți aici în suflet Poate că e doar o perioadă, poate că... na. E un moment prin care tu treci. Da? Lucrurile se pot schimba. Lasă în spate... Oh, am uitat să vă întreb. Stați că uite ce... Deci, am uitat să zic. Gândiți-vă la ceva, nu știu, puneți-vă o întrebare sau hai să găsim un răspuns. Întrebăm îngerașii aici să vedem ce răspuns au pentru noi puneți o întrebare sau gândiți-vă la o anumită situație și hai să vedem ce răspuns primim din partea îngerașilor. M-am grăbit și am uitat. Ia să vedem. Uh, situația se va îmbunătăți. Se va îmbunătăți. Și mai vrea unul. Uh, ia acțiune. Este momentul să acționezi. Vezi? Poate într-un fel v-ați gândit la ce am spus eu, în special celor, celor cărora li s-a potrivit această etalare. Poate că ar fi momentul să discutați cu cealaltă persoană, să vorbiți, să nu mai lăsați spada asta în jos, adică tăcerea. Tăcere cu tăcerea nu rezolvă mare lucru, să știți. Cu tăcerea rămânem cu dezamăgirea asta în minte și în suflet. Pentru că, na, mai bine spui și vezi ce se întâmplă. Dacă nu se întâmplă nimic, sănătate. Dacă se întâmplă, foarte bine, atunci ești mulțumit și mergi mai departe. Ca așa îmi pare aici, că situația se va îmbunătăți, dar doar dacă tu iei acțiune. Dacă tu faci ceva, poate că persoana asta nu știe că tu simți așa, ai o stare mai nu știu cum. Numai dacă îi transmiți, îi spui cum te simți și că nu, nu te simți ok, că îi vrei altceva, că vrei mai mult, că Chiar dacă ai impresia că nu prea este, că e o persoană care nu prea înțelege, și de multe ori am auzit lucrul ăsta, dar nu o să înțeleagă, dar nu e genul, dar a încercat, ea încearcă. Poate merge, nu se știe. Bun, cam atât am avut și pentru voi, dragii mei. Eu vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag, și tot ceea ce eu vă doresc este să aveți o seară sau o zi deosebit de frumoasă și să fiți fericiți. Numai bine. Mulți, mulți pupici! <coughs>